Andrei, a venit moșul? Da. Ți-a adus așa cadou mare? Da. Ia să vedem, ce ți-a adus ție? Nu știu. Dragă fetiță frumoasă, Andreea Maria. Într-adevăr, ești o fetiță foarte cuminte și părinții tăi sunt foarte mândri de tine, dar ar trebui să te străduiești un pic mai mult la școală. Eu, Moș Crăciun, te rog frumos ca acest cadou care ți l-am adus foarte de departe, adică de la Polul Nord. Da. Da, Polul Nord. Să îl deschizi frumos și să coreci. Ce scrie aici? De paranteză, cu înainte de paranteză. Un cuvânt. Corect. Asta. Frumos și corect. Să deschid frumos și corect. Da. Să deschid frumos, corect. Fiecare șurub. Ce înseamnă pusă? Nu știu. Să nu trișezi. Ești cea mai frumoasă fetiță din univers. Toată lumea te iubește. Te îmbrățișez cu drag. Îmi place ce faci pe YouTube. Și mereu îți... Dau like și subscribe. Îți dă și moșul like și subscribe. Nu cred. Dar atâtea telefoane. Cică, îmi place ce faci pe YouTube și mereu îți dau like și subscribe. Hai să vedem ce ți-a adus acolo. Să desfac? Da, rupe! Deci n-am voie să mă uit aici jos. Aaa, fac eu un puzzle! Ce desface pe ele? Dar rupe prima dată tot ăla. Iaaa, s-o răzbuna moșul pe tine. Nu cred! Nu cred. Am noroc că fac o mânuță. Așa. Câte din astea au avut? De la seama lui. Dar rupe tot ăla. Nu pot că după aia trișez, să nu mă uit. Da? Nu așa, da. Și câte trebuie să... A, numai astea două trebuie să le scot. Coresc. Ar fi să scrie acum că te-am păcălit. Nene, de-abia le pot scoate. Mă lăsați? Asta înseamnă că trișez. Dar nu pot să scot. Ce putere are? M-a ajuns de rog. Să-ți dau ok? Nu, lasă că am făcut. O să vreți 5.000 de ani. Păi, o zis să nu trișez. Asta înseamnă că trișez. Păi, nu o zis să desfac una câte una. Cum nu? Așa o scris. Fiecare șurub. Nu? Păi, o zis să nu trișez, adică să mă uit. Nu dureze ceva. Măcar o să pot să... Îmi fac ceva cu... O să-mi construiesc ceva de iese. A, păi chiar că durează veșnicie. Bun, am terminat. Acum mai este în până jos. Păi nu, trebuie să le desfaci pe toate, să ridici capacul.
Nu, doar alea deasupra. Și atunci cum scot ăsta? Păi nu scoți ăla, scoți doar capacul. Așa. A, trebuie să le scot pe toate. Păi tu ce ai crezut? Că scoți ura și gata? Tu crezi că... Înseamnă că n-ai făcut chiar așa cu minte. S-o cam răzbuna moșul pe tine. Nu, no, dar deja trișez. Da, eu nu mă pot. Nu. Gata, să aibă 12 ani, votă 12 ani până eu te fac aici. Ce știi câți ani am eu? Peste apă mea câți ani. Da, asta nu știu ce dar. Hai că încet încet terminăm. S-o răzbuna moșul așa pe tine. Nu știu, dar zici că lucrezi aici la fabrica de... Nu știu. Fabrica de inele. Vezi numai câteva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mi-au pus 12. Câte din astea? Nu știu cât de bătrân o să fiu, dar... Eu cred că s-a răzbunat pe tine și zice că mi-ai tot luat banii pe, la challenge-uri. Ioi. Mai bine tu îmi luai banii și tu primeai asta. Oricum tu nici n-ai primit nimic din Crăciun. Ai fost rău? Cred că am fost rău. Chiar oare eu de ce n-am primit nimic din Crăciun? Aici nu mai știu. Vezi dacă încerc să trișez. A, că știu de ce e mai mare, dar nu că se face. Asta de ce e așa mare? Deci pe turnul Eiffel aici. În toate se fac turnul Eiffel. Măcar era una pusă aici în mijloc cu toate astea. Așa da, mai mergea la toate. Și acum, one eternity later. 20 years later. Mami adorme acolo. Cred că te apucă celălalt Crăciun. Mai primesc celălalt Crăciun încă un din ăsta. Și mă... Nu știu cât o trecut, Nu se poate desface. Oricum, vreau să fac... Trebuie să le desfaci pe toate. Dacă nu le desfaci pe toate, n-ai cum să ridici capacul. Ce ciuciu cadou anul ăsta. Hai că te descurci. Nu știu ce acolo, plăcă-i mormante. Tu-ți dai seama câți bani faci la fier vechi pe șaibele alea? Mai faci de un cadou. Acum mă uit sub braș și mai văd unul din ăsta nebunesc. Iau ciocanul. Stai, ce capcanul? Uite, încă două. Uite, de ciopul. Vine-te și arătă. Vine-te și arătă. Ca să le desfaci mai greu.
Că altfel le desfăceai pe toate odată. Erau rotunde, astea le iau așa, le luam și le scoteam. Mhm. Ce ușor era, așa. Nici moșul, nu-i chiar. De astăzi. Îți dai seama câți ani are el? El nu îmbrătrânește din cauza steaua. Cât-i-o văzut moșul? He, câți copii au încercat să-l trișeze? Mami, eu dormit imediat. Nu-i bai. Acum avem vreme. Și-o trebuie să mă duc mâine. Mâine la prima oră. Ai, ce bun ar fi acum o mașină de aia de înfiletat. Să le desfaci pe toate odată. Dar nu știu, cum poți să desfaci cu mașină de înfiletat? Și aia e drept. Că nu șuruburi. Că aici n-am mai pus, n-am mai avut din astea. Dar nu le pus coții ca lumea. În sfârșit se răzbuna și moșul pe tine. Păi, dar de ce o zis că îi place ce fac pe YouTube? Păi înseamnă că te urmărește pe YouTube. Dar zic, dacă îi place, atunci ce s-a răzbunat? Păi că n-ai fost foarte cu minte. Ok. Înseamnă că trebuie să te strădești mult mai mult. Ok. Sau ține cu mine. Și ce-o zis? Bă, tot te-ai luat banii la tati, tot te-ai luat. O să-mi mai dureze mult asta. O să împlinești 18 ani, o să mergem la majorat. Și tu tot o să zici că e aici, că dur. Tatăl meu, să facem poza, nu, că trebuie să le facă asta. Păi scoate-le! Fervec, doamna! Fervec avem! Oi, cât e! Și mai și nici n-a ajuns la jumătate. Nu, tati, dar zic eu că l-a luat din turnul Eiffel. Din Franța. Te dori puzzle-uri. Da. Cred că de aia au zis moșul, da, asta o dorești puzzle-uri. Hai că-ți dai un puzzle misterios. Da.
la un pantalon de 50 de ani. Mai bine, nu o să mai... Nu. Globuri pentru plata sunt mai cam micuți, știi? Câte inele îți faci acolo? Nu știu. Asta chiar nu înțeleg câte inele să-mi fac. Mă duc la școală, dar la toți colegii. Păi vezi, mai bine erai cu minte și atunci nu-ți mai dădea moșul dita mai puzzle-ul. Cred că trebuia să nu mai scriu puzzle. Dar stai înscris la moș Nicolae. Îs prieteni. Eu că mergi la cafeluță și cam bărfit. Da, am mers la cafeluță și te-a bărfit. La ciocolată caldă, că ei nu-s cu cafea. O, deja ai progresat. Dacă mai încerci să le și număr. Da, mă, cum era să le și numeri? Nici mâine nu terminam. Și să spună... Mâine mergeam la Nifea, mă vezi cu asta în apă. Să spună suma... Nu mai vreau matematică în vacanță. Suma șuruburilor și a piulițelor. Asta e piulițe? Da. Uite, așa subțiri? Alea subțiri sunt șaibe și astea groase sunt piulițe. Are să zic, ideea mea este fantastică. Ia să vedem ce idee ai tu fantastică. Cu două mâini. Păi tu ce crezi că am două mâini? Mai bine așa. Deja ești expertă. Mă duc acum la... Uite, mă pun să-i fac tăi așa. De mă angajează cineva să-i facă astea în 5 minute gata. Nu chiar, că tu ai ceva timp de cât tot încerci. Da, dar n-am știut că pot să fac. Chiar cu două mâini. Cu dreapta nu prea știu. Na, vezi că le... Numai atât cât în șurub faci pe jos. Lasă că le o să le găsim noi când facem curat după... Ostia. Când facem curat, lasă că vine. Ce s-a întâmplat? Trebuie să le dau astea mai în jos. Vai, ce bine că te chinui. Vai. Moș, acum e cel mai bun prieten al meu. Am viitor să te aducă o nuielușă. Mai bine ți aducea o nuielușă decât să facă prank-ul ăsta. Da. Acum să mă pună și pe YouTube. Moșu. Uitați-o pe Andreea. Cum ce s-o face aici? Și acum să fie... Ha, puteai doar să tai cu o foarfecă. Da, era bine, dacă ți-aduceam un flex, tăiai în jumate și gata. Nu, puteam ăstea să le tăiem. Bine. Nu am dat chiar așa multă putere are, dar...
Să pai pachete în cadou. Oh, da. Mă supăram pe tine. Și mai vorbeam o săptămână. Și ultimele două. Stai că fac așa pe... Le fac pe slow motion. Stai, ears limpă. Deja ești bătrână. 100 years later. Schelete. În sfârșit, după o veșnicie, am terminat. Nu credeam că o să termin astăzi. Poate mâine, poate poi mâine terminam, dar... Acum să vezi că mai sunt încă. Trebuie să ridici tot câte un pic. Pune piciorul pe el. Așa. Acum din cealaltă parte. Măcar nu mai trec 20 de ani. Ah, doamne, câte turi mai am. Mă parcă acolo e mic și aici... Acolo a fost mic și acolo... Aici e mic și acum aia se face mare iară. S-a scos! În momentul adevărului, parcă săracele jucării ăsta la închisoare. În celulă. Mai trebuie să faci o tură. Și când credeam că... În sfârșit. Ai de capul meu. Wow. Am aici de vânzare. Cât vrei, 5 lei una. Hai să vedem ce ai primit. Arată prima dată punga. Ce? Asta cred că e a ta. Posibil să fie a mea? Ce acolo? Ia scoate să vedem. Cartofi. Ai bună de ciorbă. Lasă că face și cartofi. Ne-a dus, că și așa. Lasă că ne-a dus pe gratis. A, ce e gratis, e bine primit. Na, bun. Ce e asta? Oh, squishy attack. Păi, nu asta e scris squishy. Ce obraz frumos are. Wow. Aia e următoarea, ce e aia? Parcă e ceva slime din ăsta. Slime, nu știu ce are înăuntru. E un balon. Asta e squishy. Serios? Da. No. Squishy e un balon cu ceva praf înăuntru, ca făină. Vreau să aleg ala bala portocală. Ok. Nimeni nu te mai poți bucura la cât ai de șurubat acolo. Nu mai pot să râd. Nu, deci nu cred. Sper să nu le stric. De ce? Că... Nu-ți plac. Are bani! Hai să desfacem. Să fac magazin și cine vrea să vină, am fructe, legume. Păi noi asta ai cerut.
mini... mini mâncare. Parcă e mini de la televizor cu Mickey Mouse. Nu știu de ce așa, dar așa se sună pe engleză. Mâncare minusculă. Nu-i nimic. Măcar nu mai desfac șuruburi. Asta e fericirea mea. Ca să nu mă pierd. Sticlăuță acesta, juice de struguri. Avem aici. Ce mai avem aici? Păcat că n-avem bițișoare minuscule din urmă așa fane. Ce avem aici? Pringles? Aia, următorul. Pringles! Și aici am și ce? Un coșuleț, super market. Marketing. Hai, pune-le deoparte, următorul. Nu vreau să-mi pierd bănuții, așa că o să las aici frumos. Aripioare! Hai să vedem ce avem aici. Crăciun fericit, pa, vă iubesc.